Constantin Pârvulescu a sperat astăzi ca veștile bune să vină de la Craiova, însă nici de data aceasta nu și-a câștigat libertatea la care râvnește din primăvara anului. Șpaga de 350.000 de euro pe care este acuzat că a luat-o de pe urma licitațiilor efectuate în comuna Fărcășești i-a determinat pe judecătorii Curții de Apel Craiova să-i respingă cererea de eliberare provizorie sub control judiciar. Rămâne valabilă decizia Tribunalului Gorj, care a acordat termen pe 10 ianuarie, timp în care avocatul edilului șef din Fărcășești trebuie să strângă probe în favoarea clientului său. Și secretarul de la Bombești Jiu, Victor Șolea, arestat pentru o șpagă de 3.000 de lei, a avut parte ieri de aceeași soartă. Amândoi vor petrece revelionul după gratiile centrului de reținere și arest preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliție Gorj.